investițiile străine care vin la noi în țară nu vin ca să ne facă nouă un bine. Vin pentru că guvernul le creează facilități fiscale, vin pentru că forța de muncă este ieftină, iar profiturile zboară peste graniță. Acum, de fiecare dată când noi socialiștii propunem o naționalizare a resurselor și a companiilor sau o investiție puternică, o injecție de capital în firmele pur românești, suntem catalogați ca fiind comuniști. Păi hai să